Bătălia pentru programul statului Casa Verde Fotovoltaice devine tot mai strânsă. Astăzi, în mai puțin de două minute, s-au epuizat fondurile și a fost atins un nou record de înscrieri. Ca să-și mărească șansele de reușită, foarte mulți apelează contra cost la oameni antrenați care depun documentele online în doar câteva secunde. Depun dosare pentru Casa Verde 2024. Am locuri libere pentru fiecare zonă. Așa sună unul dintre numeroasele anunțuri de pe rețelele de socializare. Radușa a înscris propriul dosar, așa că a început să facă asta și pentru alții. Onorariul care eu îl cer pentru acest serviciu este de 600 de ron. Jumate se achită în avans, jumate după ce am reușit să depun cu succes dosarul. În cazul în care nu reușești să depun cu succes dosarul, restitui suma beneficiarului. Lucian, în schimb, urmează să aplice în zilele următoare, așa că deocamdată îi ajută gratuit pe alții ca să se antreneze. Am început să mă pregătesc cam de cel puțin o săptămână. Există pe internet diferite simulatoare pentru a reuși să scoți timp destul de bun. Am scos uh, sub 40 de secunde. Unii folosesc tastaturi inteligente, care le permit să programeze anumite taste, astfel încât să introducă datele în formular. Cert este că tot mai mulți cer ajutor și sunt dispuși să plătească, în condițiile în care bugetul pe regiuni se epuizează tot mai rapid. Sistemul informatic să nu fie viciat de nicio aplicație informatică, de nicio metodă care ar putea să înscrie rapid în câteva secunde persoanele și mi s că acest lucru nu s-a întâmplat, astăzi a fost atins un nou record pentru regiunea Centru, doar un minut și 48 de secunde. Înscrierile au început la ora 10 pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Bugetul a fost de 280 de milioane de lei, bani pe care i-au obținut primele 9.335 de persoane care au reușit să depună în timpul record toate documentele. De altfel, interesul a fost foarte crescut. În puținul timp în care aplicația a fost deschisă, au fost înregistrate peste 2,2 milioane de accesări. Anul acesta, administrația fondului pentru mediu dă 2 miliarde de lei pentru sistemele fotovoltaice.